make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. După cum vedeți, avem meciuri foarte grele. Înainte să le începem, nu uitați să lăsați un like dacă susțineți în continuare seria noastră. Meciul cu Petrolul din deplasare este foarte greu, un campionat unde n-am mai câștigat de ceva vreme, deci trebuie să facem ceva în legătură cu asta. După cum vedem, suntem și în lipsă de fundaș. N-avem ce să facem, trebuie să băgăm un fundaș lateral, l-am băgat pe Guilherme, pe acea postură. Foarte mulți fundași accidentați, cum spuneam, și ar veni Filip, el poate juca, spun eu, ca fundaș central. Este oricum mai defensiv decât... Nu este mai defensiv decât Guilherme, mai bine îl băgăm ca mijlocaș defensiv, așa este pe Filip. Și pe Neagu, îl titularizăm și pe el. Vrem să ne odihnim jucătorii pentru că mai avem apoi un meci cu Rio Ave în Europa League, unde trebuie să câștigăm neapărat. Și să jucăm acum cu Petrolul. Iată-l acum pe Filip. Filip urmărește balonul, este în curs acolo cu Fanchon. Centrarea lui Filip este respinsă de Sadli. Balonul ajunge la Tănase, care trimite lui Odegaard. Odegaard șutează de la distanță. Odegaard, gol! Odegaard, 1-0. Deschidem scorul cu un șut senzațional de Zilemar, prins de Martin Odegaard. Iată aici cum și-a făcut balonul pe piciorul drept, este jucător de picior stâng. Cât de bine trage cu efect, îl învinge fără probleme pe portarul Petrolului și avem 1-0. Suntem într-o revenire, așa sper să fie. Dacă vom marca și al doilea gol, cel puțin vom confirma revenirea noastră. Chiriță în flancul stâng, Chiriță apucă să centreze, Arlauski iese și reține în brațe. Acum încercăm un contraatac cu Martin Odegaard pentru Filip. Filip reușește să dea drumul balonului Iancu reușește și el să treacă. Gabi Iancu înalță un zmeu pentru Filip. Fanchon cu călcâiul acolo, a fost destul de riscant, dar a fost sigur pe el. Fanchon, Angel acum pentru Cite, un jucător destul de bătrân cu experiență. Cite nu reușește să treacă de Aihan, foarte bine l-a oprit zidul nostru Can Aihan. Filip pentru Iancu, acesta este depozitat foarte ușor de Angel. Angel trece acolo, are spațiu, Angel este în careul nostru, Angel centrează la a doua bară, foarte bine vine Cristi Tănase și ajută ofensiva, reușește să respingă. Acum un contra-atac cu Martin Odegaard. Odegaard îl vede bine pe Gabi Iancu, îl lansează, dar Sadli reușește să oprească pentru un moment pericolul. Kipciu este la balon, Kipciu nu știu de ce este obosit acum, dar iată ce bine trece Kipciu. Kipciu își face mingea pe șut, este deviat de Sadli și vom avea corner. Este Cristi Tănase acolo care bate la scurt cu Odegaard. Decarul nostru, decarul, e penalti, este penalti. Arbitru acordă penalti, foarte bine a văzut faza. Faultat în care un Martin Odegaard a obținut un penalti care cred că tot el îl va executa sau goalgetterul. Nu știu ce să zic aici. Să bată goalgetterul. Nu va, asta e Kipciu. Să bată Martin Odegaard. El va bate. E chiar dacă el a obținut și știm că în fotbal cine obține penalti nu bate. Va bate el. Spune că n-a ratat. A ratat penalti Martin Odegaard. Cât ghinion are săracul. De fiecare dată când trebuie să facă, deci nimic nu poate face și el perfect. Ghinion mare. Ne-am grăbit la faza asta și din păcate Odegaard ratează un penalti. Putea face 2-0 aici. Așa trăim, jucăm pericul, trăim periculos în a doua repriză care deja a început. Un gol pot da oricând și mai ales că a intrat și Pablo de Lucas acum în locul lui Chiriță, schimbare la pauză. Pe teren sunt 3 Filip, 2 la noi și 1 la el. Iată cum unul este la balon, Filip al celor de la Petrolul, al lupilor galbeni. Aruncă de la margine Filip pentru Gallegos pentru Pablo. Pablo de Lucas mai departe la Filip, intercepție foarte bună a lui Neagu care dă în minge aiurea, lansează acolo pe Iancu, să vedem dacă va face ceva Iancu între 3 jucători. Fanchon era presat de Iancu, foarte bine au ieșit din apărare. Gallegos reușește să se depăseze pe Kipciu, pasă pentru Cite, apără senzațional Arlauskis, Gherius Arlauskis ne salvează în postură de a egala aici Petrolul. Nu a reușit din fericire, Arlauskis a respins foarte, foarte bine,
Trăim din nou periculos, este Sadie, același site cât pe capul lui. Cum să-l înviși pe Arlauskas cu astfel de execuție? Nu l-a învins 1-1, parcă ar fi Valdez Arlauskas, el ce era cel mai bun 1-1. Era că acum e Neuer cel mai bun la orice, chiar și în teren. Poate juca și niște Neuer ca și jucător de câmp, cel puțin în Liga 1, cred că ar face-o de minune. Acum Filip, Lucian Filip a încercat să-i surprindă aici pe cei de la Petrolul cu o pasă pentru Kipciu, dar a fost foarte bine ținut de fundașul Petrolului. Beta acum, intrat în locul lui Fanchon, Pablo de Lucas pentru Coman. În centru Coman, deposedat foarte bine de Filip Iancu pentru Odegaard. Odegaard este foarte obosit, este deposedat acolo de Alexandru. O pasă foarte bună dată ține la Petrolul. Din păcate pentru noi trebuie să ne refiem și să recuperăm. Calegos! Filip oprește pentru un moment, Calegos rămâne la balon. Este foarte periculos, Calegos oprit acum în sfârșit de Filip. Eu zic să ne amenajăm și unii jucători pentru meciul cu Rio Ave. Încercat acolo Odegaard. O pasă, Odegaard este foarte, foarte obosit, îl băgăm pe Stanciu, și pe Kipciu trebuia să scoatem, sau haideți să lăsăm pentru că avem nevoie de viteză pe contraatac. Vom face două schimbări, încă nu s-au efectuat. Minutul 90, balon este în aut și cred că acum se vor face schimbările, cam târziu, dar măcar se fac. Adipopa intră vârf aici în locul lui Gabi Iancu, să vedem acum pe Filip pentru Stanciu din prima la Kipciu, se văd jucătorii nou intrați, Popa! Șansă de a închide meciul, din păcate Codrea a reușit acolo, sau Cobrea, cred că îl cheamă pe acest portar, care a reușit să-l oprească pe Adipopa. Putea să marcheze Adipopa la prima atingere de balon, dar din păcate asta nu s-a întâmplat. Și avem încă un corner, suntem la poarta Petrolului, Kipciu la balon, Kipciu intră în careu, pătrund de acolo, Kipciu pasează la Aiha, Neagu, gol, Neagu! Marchează Neagu la primul său meci ca titular din acest sezon, sau probabil primul, pentru că nu știu dacă a mai intrat în vreunul ca titular. Iată că reușește să marcheze minutul 90 și securizează o victorie a noastră, un șut deviat, dar s-a pus golul lui Neagu. Bun, 2-0 și suntem pe cale să obținem în sfârșit o victorie. 3 puncte foarte importante în campionatul nostru, un campionat care am avut ceva probleme, dar suntem în sfârșit pe drumul cel bun. Cel puțin am câștigat un meci după o serie lungă de rezultate nefavorabile pentru noi. În grupa noastră suntem pe locul 2, avem meci chiar cu primul loc, Rio Ave, care face 7 puncte, este surpriza noastră, Rio Ave, dar îl vom băga pe Stanciu ca titular, Neagu, și Neagu să joace împotriva lui Rio Ave. Eu zic că ar trebui să-l băgăm pe Prepelisa, pentru că iată cât de apt este de joc Prepelisa. Și Adipopa în locul lui Kipciu a jucat foarte bine când a intrat cu Petrolul, chiar și Kipciu a jucat bine, dar să vedem acum, îl vom încerca pe Adipopa. Hasan, ce greșeală mare am făcut aici prin Naihan. Naihan reușește să recupereze însă foarte bine. Nici nu ai stres cu un astfel de jucător în apărare. Lansare foarte bună la Iancu. Iancu scapă. De ce s-a dus așa? Iancu! Avusese însă prima dată șansă mult mai bună Gabi Iancu. Dacă nu la într-o parte, la vale, cum se mai spune, Gabi Iancu ajungea într-o postură mai bună de 1-1 cu portarul. Iancu încearcă acum un șut dintr-o poziție mai grea. Nicio șansă să se ducă foarte bine șutul lui Gabi Iancu. Hasan a primit un cadou nici nu s-a așteptat de la Aihan. Tot Aihan și-a ispășit pedeapsa, să spunem, și a spălat păcatele când a reușit să-l oprească acolo pe Hasan. Încă o pasă greșită a lui Aihan, un meci care nu începe foarte bine pentru el. Prepelisa acum pentru Stanciu. Stanciu nu trece acolo de Lyon. Lyon pentru Diego Lopez, mai departe la Zeghelar, 1-1 cu Toșca. Toșca, nici el nu-l oprește. Diego Lopez centrează, Guilherme reușește să scoată ca un fundaș central în corner. Guilherme a jucat meciul trecut împotriva fostei sale echipe Petrolul Ploiești.
Este corner acum pentru Rio Ave. Să vedem, centrarea este foarte periculoasă pe 7 metri. Reușim să respingem prin Ghierme. O pasă la întâmplare dată de acesta. Diego acum pentru Tarantini. Tarantini pe lângă poarta lui Arlauschi. Scăpăm cu fața curată la această ocazie pe care au avut-o cei de la Rio Ave. 0-0 rămâne scorul după ce au avut o șansă uriașă. Iată acum pe Tănase. Tănase încearcă să schimbe partea, dar nu reușește de acolo. Zeghelar care interceptează. Zeghelar de unul singur îl are în față pe Filip. Filip încearcă să-l oprească pe Zeghelar. Filip pentru Gabiancu. Iancu mai departe la Stanciu. Nu trebuie să ne grăbim. Stanciu schimbă partea acolo la Kipciu, dar sunt doi jucători pe el care au reușit să recupereze balonul în posesia lor. Diego pentru Pedro Moreira. Moreira, Del Valle, noul intrat Del Valle, știm ce gol i-a marcat Stelei eu. Mie unul mi-a rămas în minte, a fost o torpilă a lui Del Valle. Iată acum pe Prepeliță, Prepeliță, cere Odegaard, dar acesta îl preferă să laseze pe Gabi Iancu. Iancu acum, Iancu! Nu se poate! Ce morții tăi apere așa bine, Casio! Casio îl oprește pe Gabi Iancu. Câte șanse a avut de a marca în acest meciancu, dar nu a reușit. Prepeliță se încurcă acolo cu Kipciu. Kipciu joacă pentru Rio Ave în acest moment. Kipciu mai departe la Iancu. Hai Kipciu, ce centrare poți să dai? Bate la ochi blatul lui Kipciu. Bine că avem, că rămânem cu ceva. Avem out, Odegaard, iată și pe el. Deloc nu se descurcă jucătorii noștri în teren, nu au intrat foarte bine, noi intrați, Kipciu și Martin Ode. Del Valle cu o pasă în centru, Cra are o șansă uriașă și el aici, o repriză secundă cu multe ocazii, mai multe decât prima repriză, dar tot nu s-a reușit să se marcheze. Sperăm să marcăm noi, chiar dacă nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Lucian Filip pentru Odegaard, din nou la Filip. Filip rămâne la balon și pasează foarte bine pentru Staciu, excelent la Iancu. Încă o dată Casio își arată valoarea, portarul lui Rio Ave. L-a oprit excelent acolo pe Gabi Iancu, oprit în 3 rânduri sau chiar 4 de Casio Gabi Iancu și a mai oprit și alt jucător, un portar care a făcut un meci de vise, să spunem așa, un meci mare. Tarantini este în apropierea careului nostru pentru Ucra, Toșca recuperează foarte bine, 0-0 în continuare și nu știu dacă se va întâmpla ceva. Este offside aici la această pasă încercată de probabil nou nitrat sau Casor. Nu este offside, este lovitură liberă pentru Rio Ave. Tarantini este cel care execută, centrează periculos, recentrare, Aihan scoate Can Aihan. Tarantini nu lasă această minge să treacă. Sunt în continuare în jumătatea noastră, pasă pentru Del Valle, 1-1 cu Arlauskis, nu se poate, este bară foarte goală, nu, ce greșeală acolo, Arla scapă și el mingea și meciul se încheie. Respirăm oarecum ușurați la această fază, o fază care se termină foarte, foarte periculos pentru un meci care putea să se termine dramatic. Revenim pe primul loc în clasament, suntem legate de puncte cu Patriotic Târgu Jiu, echipa de pe locul 2, 22 de puncte și chiar avem meci cu ei, acolo unde trebuie să batem. Uite și pe Alexandru Maxim, nu este selecționat națională, incredibil așa ceva, cum să nu îl bași pe Maxim, mai bine scoatem pe Sânt Mărtean sau Bourceanu, Maxim și pe Pap, care este jucătorul nostru, iarăși, un jucător foarte bun, Paul Pap, scoatem pe Modan Stancu. Și cam acestea ar fi jucătorii. Ei bine, acesta a fost episodul nostru de astăzi. Nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!